Situație disperată la granița României. La Vidin, în Bulgaria, medicii luptă și cu noul coronavirus și cu lipsurile grave din sistemul lor medical. Sunt numai 12 paturi pentru bolnavi de COVID-19 pentru 80.000 de locuitori. Oricum sunt inutile. La spitalul din Vidin nu există ventilator mecanic pentru respirație artificială și nici medici ATI. Ivo Gheorghev, medic bulgar care a făcut facultatea la Craiova, descrie o situație cumplită. De multe ori suntem nevoiți noi de la secție de urgență să întoarcem acasă oameni cu insuficiență stare respiratorie care în câteva ore fac din nou chemare și deja îi găsim și morți pe unii. Medicul Gheorghev continuă șirul dezvăluirilor. De multe ori el și colegii sunt nevoiți să pună diagnosticul de COVID aproape în orb. S-a interzis PCR testurile, numai să facă radiografie așa în masă. În marea parte ne obligă să folosim stetoscopul ca punere de diagnostic.